Piromanul care a terorizat orașul Galați după ce a incendiat mai multe apartamente la intervale scurte de timp a fost prins de polițiști. Răzbunarea l-ar fi împins pe bărbatul de 50 de ani la aceste gesturi extreme. Acum a fost arestat preventiv și riscă până la 10 ani de închisoare. Individul de 50 de ani a semănat panică în două cartiere din Galați, după ce a pus cocktailuri cu substanțe inflamabile în fața ușilor a două apartamente, la distanță mică de timp, din răzbunare. Nu s-a oprit aici și a incendiat și câteva pubele de gunoi. A fost incendiat ușa de vizabil. L-a avut un gazdă pe cel care a incendiat. Nu l-ați văzut? Nu l-am văzut. Pe proprietarul unuia dintre apartamente l-ar cunoaște și ar fi vrut să se răzbune după ce ar fi fost dat afară din gazdă. Cealaltă locație, însă, unde vâlvătaia a făcut ravagii, ar fi incendiat-o din greșeală. Ce credeți că a avut cu dumneavoastră? Nimica. Noi de-abia am luat apartament. N-am avut conflicte. Toată scara a fost evacuată de urgență. S-au înregistrat și 5 victime, dintre care 2 copii, 4 cu intoxicații ușoare cu fum și o persoană cu arsuri la membrele superioare. Potrivit oamenilor legii, incendiatorul de loc din Vaslui a mai fost în atenția polițiștilor și în trecut. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani, ce domiciliază fără forme legale în municipiul Galați, care după audieri a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Suspectul nu și-a recunoscut faptele în fața anchetatorilor. El este acuzat de distrugere calificată, dar riscă să fie cercetat chiar pentru tentativă de omor.